Vă voi prezenta conduita în prolabarea cordonului umbilical. Prolabarea cordonului umbilical apare prin alunecarea acestuia în fața prezentației și exteriorizarea sa prin colul uterin la o gravidă cu membrane rupte, aflate sau nu în travaliu. Este o urgență obstetricală acută, complicând aproximativ 1 din 1000 de nașteri. Diagnosticul pornește de la o suspiciune atunci când apar modificări de ritm cardiac fetal, atunci când se instalează o bradicardie acută sau decelerații variabile la o pacientă care avea anterior traseu normal. Evident, diagnosticul de certitudine este pus de tușeul vaginal sau de examenul cu valvele. Trebuie să fim foarte atenți la prolabarea ocultă a cordonului umbilical, în care acesta este prins între cap și pereții excavației. Riscul este mai mare la prezentațiile distocice. Factorii de risc pentru apariția prolabării de cordon umbilical sunt reprezentați de prezentațiile distocice, prematuritatea sau nou-născuții cu greutate mică la naștere, geamănul al doilea, multiparitatea, polihidramniosul, cordonul umbilical lung, placenta jos inserată, neangajarea prezentației fetale, deformări ale pelvisului, malformații uterine sau tumori uterine și anomalii fetale congenitale. Există și factori de risc iatrogen la care trebuie să fim foarte atenți. Amniotomia, în condițiile în care prezentația fetală este sus-situată, decolarea polului inferior al oului cu ajutorul unei sonde cu balonet, manipularea craniului fetal pe membrane rupte, inducerea travaliului, montarea electrodului intern pe scalpul fetal, amnioinfuzia sau versiunile cefalice, internă sau externă. Ce facem atunci când apare această situație, această complicație? În periodul întâi, în primul rând, trebuie să stai calm și să apreciezi rapid modalitatea de naștere. În situația aceasta, modalitatea de naștere recomandată este operația cezariană de urgență. Trebuie să ne pregătim pentru a duce pacienta în sala de operație. Ea trebuie poziționată în poziție genu-pectorală sau în poziție SIMS. Poziția SIMS este acea poziție în care pacienta stă în decubit lateral stâng cu genunchiul superior flectat. Între timp, examinatorul ridică prezentația, se evită manipularea cordonului, care în principiu ar trebui acoperit cu un câmp steril, moale, umed. Un ajutor realizează sondaj vezical prin care umple vezica, rezultând astfel o elevație suplimentară a craniului, reducând compresia la nivelul cordonului. Între timp, monitorizarea CTG ar trebui să fie continuă. Dacă nu este posibilă, trebuie urmărite pulsațiile cordonului. Este instituită perfuzia tocolitică, este anunțată echipa de anestezie și se demarează procesul de anestezie generală sau loco-regională. În condițiile în care prolabarea de cordon apare în periodul 2, trebuie să fim în continuare calmi și să evaluăm modalitatea de naștere. Desigur, pe mâinile unui obstetrician experimentat se poate tenta și o naștere vaginală, dar numai în această situație se poate realiza nașterea vaginală. Echipa de neonatologie trebuie anunțată dinainte că este posibil să primească un nou născut posibil compromis. Postpartum trebuie recoltat sânge din cordonul umbilical. În concluzie, prolabarea cordonului umbilical este o urgență care complică una din 1000 de nașteri. Trebuie să fim atenți la manevrele obstetricale efectuate la gravidele cu risc de prolabare ale cordonului umbilical. Monitorizarea CTG sugerează prolabare de cordon atunci când se instalează brusc o bradicardie acută sau decelerații variabile prelungite la un făt cu traseu normal anterior. Diagnosticul se stabilește la examen cu valvele sau la tușeu vaginal, prin palpare. Trebuie să fim foarte atenți la prolabările oculte, care deseori sunt greu de diagnosticat. Modalitatea de naștere recomandată este nașterea prin operație cezariană de urgență. Nașterea vaginală poate fi o opțiune pentru un obstetrician experimentat.
Manevrele de resuscitare fetală sunt împingerea capului, umplerea vezicii urinare, poziția genul pectoral a gravidei sau poziția SIMS și tocoliza. Manevrele de resuscitare pot restabili un traseu CTG normal, echipa câștigând astfel timp să ducă gravida în sala de operații cezariene și să facă operația cezariană. Pacienta este între timp informată, consiliată și consimțită. Prolabarea cordonului ombilical în orice perioadă al nașterii necesită prezența unei echipe de neonatologie experimentată, dotată cu aparatura necesară, capabilă să realizeze resuscitarea neonatală a unui nou născut posibil compromis. După naștere se prelevează sânge din cordonul ombilical pentru determinarea pH-ului în cazul unui scor Apgar sub 5. În cazul prolabării de cordon, mâinile examinatorului trebuie să împingă prezentația superior în timp ce un ajutor acoperă cordonul prolabat cu un câmp steril moale umezit. Se evită pe cât posibil manipularea cordonului ombilical. Aceasta este poziția SIMS, care ne permite transportul gravidei cu prolabare de cordon în sala de operații cezariene pentru efectuarea operației cezariene de urgență.